Rovana Plumb a fost numită comisar european. Anunțul a venit astăzi din partea organismelor europene, care au dat publicității lista comisarilor europeni. Rovana Plumb a fost propunerea premierului Viorica Dăncilă, cea care și-a afirmat susținerea pentru aceasta în nenumărate ocazii. Rovana Plumb este noul comisar european al României. Oficialii europeni au cerut fiecarei țări să facă două propuneri, o femeie și un bărbat, pentru a avea posibilitatea de a configura o comisie europeană în care numărul comisarilor bărbați să fie egal cu cel al comisarilor femei și astfel să se respecte principiul egalității de gen. Premierul Viorica Dăncilă i-a nominalizat pe Rovana Plumb și pe Dan Nica. Fiecare candidat a trecut printr-o serie de interviuri, după cum se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. În final, lista a fost anunțată de oficialii europeni, care au declarat că portofoliile pentru fiecare comisar vor fi anunțate marți. Comisia Europeană trebuie să primească votul Parlamentului European după audierea candidaților în comisiile de specialitate. Trebuie precizat faptul că nu există țări care să aibă doi comisari în comisie. Fiecare țară membră a Uniunii Europene primește un mandat de comisar european.